Bună ziua sau bună seara, bună dimineața, dragi români de pretutindeni. Vin la dumneavoastră cu un îndemn. Trăim vremuri dureros de interesante. Se întâmplă că oamenii iar se întorc împotriva oamenilor. S-a întâmplat odată mult și s-a întâmplat altă dată bine. Acum se întâmplă mult și bine. Oamenii sperie pe oameni cu pericolul de infectare, pericolul de moarte, pericolul de dușman, cu pericolul dezordinii publice, cu pericolul de amenzi, de autorități, de sirene, de aoleo, de durere. Se caută pericolul, nimeni nu are curajul să spună nu, aparent. Așa credem, până când unul pe lângă mine, alta pe lângă mine, au spus nu. M-au luat prin surprindere. Sunteți abuzați, dragi români, sunt unii care au curajul să vă întrebe în cyberspațiu. Atunci spuneți nu. Puneți stabilă și nu vă mai biciuiți seamănul de lângă voi. Și poliții și jandarmi spuneți nu. Întrebați-vă cui folosesc ordinele pe care le primiți în fiecare zi împotriva propriilor voștri concetățeni. Cum vreți să vă țină minte istoria? Dar oamenii sunt sus de tot acolo, în vârful piramidei, niște farsori care ne-au mințit că e un pericol nou care ne amenință viața. Nu există nimic nou în lume. Iar dacă va fi evadat din vreun laborator, credeți că vârful piramidei ar fi scăpat? Credeți că microbul magic ne-ar fi ales doar pe noi din baza piramidei ca să ne vină de hack? Credeți că ar fi putut băieții veseli să programeze pe computer așa ceva? Și să-l lanseze în Eter doar pentru noi? Credeți că microbul magic e colorat politic? Sau este oare altceva care îi îmbolnăvește pe oameni? Sunteți amendați, dragi români? Spuneți nu. Vi se spune, purtați mască. La fel, spuneți nu. Vă spun să vă spălați pe mâini. Precum Pilat din Pont, iarăși spuneți nu. Vă somează și vă explică să respectați legi abuzive față de care ei nu au avut curajul să facă nesupunere civică? Spuneți nu. Vă obligă să vă vaccinați împotriva microbului magic? Spuneți nu. Cuvântul da este creator, însă cuvântul nu închide porțile cetății templului, bisericii și edifică demnitatea umană. Nu mai intră microbul magic atunci când spunem nu și închidem pe veci televizorul. Hai să deschidem o carte atunci, Poate învățăm ceva nou, mă gândesc. Farsorii din vârf nu vă iubesc, nu ne iubesc, nu ne vor iubi și nu ne vor suporta. Vor să scape de noi. Planurile lor sunt să țină în loc planeta. Să nu se mai învârte. Dar mai întâi vor să ne ademenească cu morcovelul. Tot înainte, și codița rădăcinii lui e îndreptată către abis către prăpastie. Aceasta ne duce spre o groapă ce poartă numele intelectual de dictatură. Vă este cunoscut? Sigur. Acest cuvânt are rădăcina în verbul a dicta. Se dictează reguli, regulamente, reglementări, de parcă am fi defecți sau infectați mai nou. Și vor să ne regleze, ca și cum învârți de un uh, șurub. Râde ciob de ciob și el nu se vede că e zob. Și ei au scheleți în debara și încă foarte mari, scheleți de dinozauri. Puterea lui nu este mare acum. Nu numai că edifică demnitatea umană, dar stabilește cine suntem. Întâi spunem nu distrugerii, distrugând-o în mod pașnic, cu zidul lui nu, apoi reconstruim cu puterea lui da. Acest da semnifică unitatea din spatele lui nu. Ridicați palma în față și spuneți nu. Și luați-vă fiecare de cealaltă mână și spuneți da. Nu vrem noua ordine mondială și da, vrem unire umană. Gata. Am consemnat. Patrick Matiș, să trăiți.